9 aprilie a avut accident aici la Râșcani. La ora 9 fix, vinem de acasă, facem după copil. Și la intersecție ale Curuso cu Nicolae de Mo, la mine era verde și a ieșit un vechiul Victor cu Toyota Prius și m-a ciocnit. Și în urma impactului, Volkswagen, mașina mea s-a răsturnat și eu am fost plecat la salvare, la urgență. Te-a accidentat, da, grav. La urgență, e ca așa cum am... Și cât? O trecut jumătate de an, dar dosarul încă nu e judecată. Da. Încă e la anchetă. La anchetă. Am fost... Atunci eu am rămas șef, patron, și la toate televiziunile le-au spus că nu, că eu o să devin tăt, numai o televiziune, orice TV era spus, numai că eu am mers la verde. Da, pe ei întrebat oameni sau de unde o știu? Da, da. Nu. Martorii, ei nu au niciun martor, dar numai din spusele la babă și la moșneac. Așa e din mașină. Da, așa e din era mașină. Era da, șoferul da, și soția lui. Da. Și de acolo e numai un semafor. Și eu a trecut de semafor, pe doilea video se vede că e, cum i s-a oprit. Și unul i-a dat signal, dar încă o mașină, două mașini s-au pornit. Dar celălalt mașină, o leacă, o frânat, o, ca să o evitat impact. Da. Și de ce te adresezi la presă? Că ai impresia că nu-ți face da, dreptate, că nu-ți face anchetă nu, corectă? Nu, dreptatea mi se pare că se face, dar se face cam greu. Că durează când nu s-o trimis da, dosarul da, în judecată? Da. Sau... Și de ce se tergiversa? Să mai fac expertiză? Sau ce eu o idee nu am, că el a dat la... O contestat decizia la polițist. Dar polițistul ce a decis? Apoi polițistul a decis că, cum, așa cum spun eu, că eu am mers la verde. A, și l-a găsit pe el vinovat? Da, da, da. Și ce, i-a pus amendă și, contravențională? Da, dar nu-i penal aici dacă ești neta cu vătămări? E o idee, nu? Și amendă cât i-a dat? 1500 și 6 puncte. Așa. Dar în baza procesului ăsta verbal nu l-ai acționat pe el civil în judecat ca să recuperezi prejudiciul? Eu acum te gândești, mă gândesc că să dau. Dar când se examinează contestația lui sau nu te duci la proces? Dacă am să fiu în țară, pe loc mă duc. A, ești plecat? Da, eu miercuri plec. Am înțeles. Și încă nu știi dacă a rămas definitiv amenda aplicată lui sau nu. Eu mă gândesc... El ar vrea să fie amendat dumneata? Da, eu așa mă gândesc. Am înțeles. Deci vrei dreptate. Da. Și publicăm videoul de pe camera de supraveghere de la magazinul da, de alături. Da, tot. Eu am spus, deodată mă gândim, băi, las că se mai întâmplă. Mai sunt hăpăuzi de Iștean, gine că e așa, că, nu s-o, că el m-a accidentat, am ală în bac. Bine că nu a explodat odată bus. Și eu mă gândim, băi, da, Dumnezeu cu dâns. Dacă n-am văzut eu că el așa e mare și tare, că el încă dă la contestație, am spus nu. Păi, atât. Las afle toată lumea. Nu că las afle. Eu nu las nici un ban, nic. Am să mă duc până la urmă. Am să aștept cât o să trebuiască, dar să merg înainte. Și cât ar trebui să-ți plătească ca să fie satisfăcut? Eu am socotit noi cu avocatul, am socotit undeva 130.000. Că ai stat în spital, te-ai tratat, da, mașina deteriorată? Eu n-am stat în spital, eu numai m-am dus și mi-a cusut cotul și aici mi-a făcut niște injecții și așa eu am plecat. N-ai avut cu emoții, nu, contuzii, nu, 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 că eu mereu aici pe video. Dar mașina e deteriorată, da, dar cum avea asigurarea, da, și probabil o plătit. Apoi asigurarea a plătit 50.000. Și e reparat mașina de-aia. Da, e mașina, dar nu e deja e vândut. Am înțeles. Eu mult am spus că deja mașina nu mai face din întrânsă. Da. Eu am poze cu dânsa. Ei, las, nu e important. Să o vadă actualul proprietar să-i pară rău că a cumpărat mașina accidentată. Nu, dar pe el știi, eu știi că așa am dat-o, nu am reparat-o.